Viața nu e grea că durerea se împarte. Rupele de goaste să ne completăm. Lasă-mi hainele să cadă, lume întreagă să ne vadă. Atât de goi, atât de noi, unul pentru amândoi, unde să ne poarte undeva departe. Noi nu ne ferim de ploi, unul pentru amândoi. Atât de coi, atât de noi, unul pentru amândoi. Noi nu ne ferim de ploi, unul pentru amândoi. I-am toată iubirea că nu pot să n-au oricui. Cât am tot păstrat, eu n-am spus nimănui. Nu avem regrete, le-am lăsat departe. Scoate-mă de umbre, că nu știu cine sunt. Lasă-mi hainele să cadă, lume întreagă să ne vadă. Atât de goi, atât de noi, unul pentru amândoi, unde să ne poarte. Undeva departe, noi nu ne ferim de ploi, unul pentru amândoi. Atât de goi, atât de noi, unul pentru amândoi. Noi nu ne ferim de ploi, unul pentru amândoi. Bianca Ioneana Boldizar, ai ales o piesă foarte sensibilă. Interpretarea a fost puțin deficitară pentru că nu se înțelege textul pe alocuri. Ai vrut să transmiți mesajul piesei, dar se pare că ai făcut-o puțin forțat. Recomandarea mea este să-ți alegi alt repertoriu pentru semifinală, o altă melodie care să-ți pună în valoare valențele și talentul tău. Nota? Bianca Ionela Boldisar, de 29 de ani, din Timișoara, are o interpretare bună a piesei pe care o prezintă în concurs, o registrație vocală bine echilibrată, ceea ce conferă culoare vocii. Remarc interpretarea sensibilă, o interpretare cu o profunzime interioară deosebită. Bine, și vârsta, aș spune cuvântul, pentru că, iată, este la o vârstă în care sentimentele sunt foarte bine înțelese, da? Și domnia sa poate aborda, zic eu, că orice repertoriu, cu orice conținut ar avea acesta din punct de vedere al trăirilor. Recomand o mai mare atenție articulației și dicției în transmiterea mesajului muzical. De asemenea, recomand o claritate a dicției care, în cânt, știm cu toții că reprezintă unul dintre cei mai importanți factori ai procesului fonator. De asemenea, ar fi necesară o mai mare acuratețe a emiterii tonului vocal, care știm că se află într-o dependență deplină de funcționarea aparatului fonator. Atenție, în cazul în care vocea este mai mult sau mai puțin nazalizată, tonul nu va fi întotdeauna precis, chiar dacă în anumite momente va atinge înălțimea necesară. Vom audia niște vocale strangulate care, bineînțeles, că nu sunt deloc plăcute auzului.
În rest, spectacolul, clipul trimis și spectacolul creat prin reprezentația sa este deosebit de frumos. Îi doresc mult succes pe viitor și o felicit din toată inima. Bravo, Bianca! Bianca Ionela, mi-a plăcut foarte mult implicarea ta emoțională în această melodie. Chiar ai fost acolo, te-am simțit, te-am auzit. Acum trecem la partea tehnică. Ai o notă mare de la mine, să știi, anume pentru partea emoțională. E cea mai importantă întotdeauna. Oamenii simpli nu înțeleg ce facem noi din punct de vedere tehnic, însă sunt foarte receptivi la emoții. E un limbaj pe care toți îl înțeleg și aici ai fost foarte bravă. Cu partea tehnică am unele întrebări. Și nu ar fi întrebări, mai degrabă niște sugestii. Pe partea de grave, dacă vei încerca să faci sunetul mai compact la coborâri, unu, vei avea exactitate, vei coborâ exact pe note, pentru că a fost momente în care nu ai intonat foarte bine anume la descendente, și acutele. Se aude că tu ai potențial de acute mult mai bun de atât. Un do nu e o notă cu adevărat complicată pentru tine, pe viitoarea melodie, pe următoarea melodie pe care o ascult. Chiar mi-aș dori să te aud cântând mai sus, ca să-ți pot da un 10. Și foarte important, atunci când vrei să dai importanță vocalelor, le ajuți cu consoane bine pulsate din diafragmă. În primul rând, aș înțelege mai bine ce exact pronunți, da? Și te-ar ajuta să ai această energie și exactitate, să aibă vocalele o formă mai fixă. Și atunci ai devenit cântăreață perfectă, pentru că chiar mi-a plăcut foarte mult momentul tău. Succes!